dar am venit la dumneavoastră în această seară frumoasă să vă felicit în depărtare. Mai întâi cu un buchet de flori așa frumos ca dumneavoastră, am înțeles că vă plac acestea. Și un tort așa dulce, dulce și frumos să vă îndulciți la masa de sărbătoare. Îl țineți și îl transmiteți mai departe să vă deranjeze că am să vă transmit ceva. Și eu vă mulțumesc că ați stat și nu ați fugit acasă. Mă gândeam și eu, e vară, oare nu știți cum să mai rară? Da. Doamna Caterina, am un mesaj din depărtare și vreau să-l văd și pe domnul Iuri, ca să mă uit la dânsul. Domnul Iuri este așa? Care în față, în față cu mine. Ești și dumneavoastră, sfiță, luată în seamă. Vineți aici. Povestea voastră de dragoste, mamă, este una foarte frumoasă. Ți-a plăcut de tata dintr-o dată, când l-ai văzut pe o poză. El fiind la armată și sora lui te perechea cu dânsul. Când v-ați văzut în realitate, v-ați căsătorit fără să stați pe gânduri. Ați adus pe lume două fete, bucuria voastră în casă. Frumușele și cochete, chiar dacă tata a vrut un băiețel toată viața. Dar întotdeauna când se ducea la nunți și cu mătrii vroia cântarea fetele lui tata, era mândru că două fete avea. Ne-ați crescut în dragoste curată. Ți-ai pierdut mama de tinerică, dar puternică, cu fața în sus, ai mers înainte și pe toți tu ne-ai crescut. Cu tata cot la cot împreună ați lucrat și o casă ați construit și pe noi ne-ați educat. Ne-ați ținut mereu lângă tine, ne-ai făcut vânzătoare de mici, ne-ai oferit toată susținerea și mereu alături de noi fiind. N-ați plecat ca alți părinți în țări străine. Ați fost întotdeauna lângă noi, la greu, dar și la bine, și ne-ați crescut frumos. Noi am crescut, ambele ne-am măritat, avem câte un nepoțel, v-am dăruit câte un nepoțel și, din păcate, viața în diferite colțuri ne-am prăștiat. Păcat! Până ne-am aranjat, nepoții au rămas în grija voastră. Mare grijă le-ați purtat și dragoste le-ai dat, mamă, duioasă. Tare mult ați suferit când noi nepoții v-am luat, acum sunteți singuri, părăsiți și cu dorul lângă poartă. Nepoții vor veni pe vară să vă bucurăm puțin, să vă umplem ograda și sufletul de râsete de copii. Pe mine, mamă, de când știu, cu tine, mamă, de când știu, ești ca o furnicuță harnică, alergi la deal, la vale mereu, niciodată nu te-am văzut să stai fără de treabă. De puțin timp ți-ai pierdut și tata, unicul tău sprijin. Anul acesta ați făcut o vârstă rotundă, 35 de ani de căsătorie împreună, în care ați avut și bune și rele, dar peste toate ați trecut. Noi vrem să vă dorim putere să trăiți împreună încă mai mult. Lăsați munca, mai trăiți pentru voi, ajunge, toată viața ați alergat. Ești cea mai puternică dintre noi, plină de iubire și curaj. De prea puține ori ți-am spus că te iubim și că ești importantă pentru noi. Mulți ani binecuvântați îți dorim, cu multă sănătate, să te bucuri de nepoții. Noi nu ne-am ales familia, dar Dumnezeu, iată așa ne-a dăruit-o, cea mai frumoasă din lume. La mulți ani, mamă iubită! Doamne, Caterina, la mulți ani să trăiți! Mulțumim! Au cât să... Scuzați, un mesaj lung, el așa de mult mi-a povestit. La toți, de la fete și de la nepoței și gineri, toți vă fericit. Eu povestesc tare mult despre familia dumneavoastră. Le-ai făcut vânzătoare de mici, că toată viața ai lucrat vânzătoare. Da, da. Știți cum mi-a spus să vă găsesc în sat? Spuneți Ecaterina vânzătoare, așa să o găsesc repede, care vine la magazin. Așa este, vânzătoarele nu sunt multe în sat. Și dacă aveți mult timp lucrați acolo, sunteți stimată, apreciată. Vreau să vă ofer cuvântul. Dumneavoastră și tăticul să transmiteți acolo că ele o să vă asculte și ce vreți să le spuneți? Doriți-vă mult, mult sănătate, bucurie și le așteptăm și noi acasă și vă mândriți de dânsele și de gineri, de nepoți și de toți. Și tăticul, hai! El e până la mai bun. Nu boși.
motiv. Mulțumim pentru surpriza. La gine, la fete și sănătoși, mulți ani și așteptăm acasă. Așa. Cât mai repede. Frumos. Eu vreau să vă ridic un cadou muzical cu această ocazie, un pic așa e de ascultare, dar mi-a spus că vă place mult piesa asta, sau poate lor le place. Este în limba rusă, dar o meritați cu drag. Este foarte frumoasă, niște cuvinte frumoase, după asta vă fac ceva veseli, așa de chef și voie bună, cu păhărel o zucăm. Dar mai întâi, o melodie de suflet pentru dumneavoastră. Mama, mama, mai e serță, în limba rusă vă răsună această melodie. Și vă mulțumesc că m-ați așteptat tare, avem emoții, nu o să găsesc inimii nici, dar sunteți tare pentru că la masă, bravo! Мама, мама, моё сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старя, серебро в висках пустая, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, разлуки так мне не хватало, Бог храни тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, разлуки так мне не хватало, Бог храни тебя. Din partea copiilor, nepoților, ginerilor și toată lumea care vă conjoară. Улыбнешься на удачу, значит сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой годами старя, серебро в висках пустает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, я, мама, руки, ты отнимешь прочь все муки. Лучше, мама, не найти подруги, Бог храни тебя. Как люблю твои, я, uitați-vă, a venit gospodare cu brăcașe de jean, așa proaspătă și cu spumă ea filmează, uite, spumă frumoasă de jean negru. Și melodia din partea tăticului, fetele lui tata, cu dedicație specială pentru fete și pentru mama care le-a născut. Cum fără de mama? Așa.
Gata. Așa, melodie din partea lui tăticu, pentru fete și pentru mama care este foarte, foarte frumoasă. Chiar sunteți frumoase, știți, doamna Caterina? Așa, dar vă ridicați păhărilele frumos, frumos și jucăm. Așa, fetele lui tata se răsune pentru doamna Caterina și domnul Iuri. Am avut în viața mea mai mult zile grele, dar mă bucur de ceva de fetele mele. Am avut în viața mea mai mult zile grele, dar mă bucur de ceva de fetele mele. Ele mi-au carinaia și mi-au dat supărarea și le-aș da orice mi-ar cere căsurile mele. Ele mi-au carinaia și mi-au dat supărarea și le-aș da orice mi-ar cere căsurile mele. Ia să fiu eu acasă pentru doamna Caterina și... Să le fie bună soarta fetele lui tata. Să nu aibă niciodată lacrimi și-o viață tristată. Să fie bună soarta la fetele lui tata. Copiii vă sunt recunoscători pentru tot ce ați făcut pentru ei. La mulți ani, doamna Caterina!